Mi-așa de dor să simt prezența ta, mi-așa de dor ca tu în rugăciune să mi se-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine, mi-așa de dor să simt iubirea ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de dor de tine nopți târzii, mi-așa de dor, Iisuse, să revii în rugăciune, să te pot simți și lacrimi multe să-ți pot oferi. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine, mi-așa de dor să simt iubirea ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de dor să te văd pe nori, mi-așa de dor să văd cum vei veni. Noi te așteptăm din besnă și noroi, să vii să iei la cer pe-ai tăi copii. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine, mi-așa de dor să simt iubirea ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Ajută-ne să ne fie mereu dor de tine, pentru că dorul acesta este o stare în care ne aducem aminte în fiecare dată că tu ești și Tată. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-ți se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci de veci. Amin. Dragilor, deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, de unde vom citi de la versetul 1 până la versetul 11. Teofile, în cea din-tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbim cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu-i treaba voastră să știți vremurile sau sorocile. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Lasă de eu că-l pune, că nu eram distanțat social de el suficient, că îl puteam atinge. Zice că numai... Bun. În această seară, aici la noi la Beiuș, la dumneavoastră poate că e miez de zi în Statele Unite sau miez de noapte în cealaltă parte de lume, vreau să vedem ce a vrut să spune Iisus Hristos prin cuvintele acestea: vă este de folos să mă duc. Și așa se intitulează predica mea: vă este de folos să mă duc. Pentru că niciodată atunci când se duce cineva de lângă tine, nu vezi un folos imediat. Pentru că orice plecare, spunea Minulescu, unul dintre scriitorii noștri, poeții noștri, scriitorii noștri, spunea că orice plecare presupune o întoarcere și dacă nu presupune o întoarcere, zicea coligentă în limba română, zicea, atunci este o problemă metafizică, o problemă de lacrimi. E bine, ce se întâmplă cu acest vă este de folos să mă duc? După ce a înviat, timp de 40 de zile spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos a stat cu ucenicii și le-a spus multe lucruri, pentru că unul dintre versetele din care n-am predicat niciodată și îmi doresc să predic este versetul ultim din Evanghelia după Ioan. Versetul 25 din 21 Ioan. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Și Ioan încheie cu amin. Dragilor, Domnul nostru nu numai în acele 40 de zile a făcut lucruri fantastice pe care ucenicii n-au putut să le scrie din cauza volumului mare de informație. Și în timpul de 3 ani și jumătate cât a stat pe pământul acesta, din punct de vedere al lucrării. Dragilor, vreau să înțelegeți un lucru. Iisus era diferit acum față de ceea ce văzuseră ucenicii în Domnul înainte cu un timp. Gândiți-vă că pe cruce Domnul Iisus Hristos încă mai era supus legilor fizice pentru că era om. Recomand Nikos Kazantzakis încă o dată, Ultima ispită a lui Hristos, pentru că e o carte care vă poate explica până aproape de limita fricii ce a însemnat umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Era sete, mi-e sete, i-a fost frică, sunt cuprins de o întristare de moarte. Era mărginit, ca om era mărginit. Singur și-a pus frontieră. După înviere n-a mai fost așa. A intrat prin uși, culmea, a și mâncat cu ucenicii, dar a intrat prin uși. Era pretutindeni în același loc, umbla văzut și nevăzut. Umbla îngrădit de spațiu și neîngrădit de spațiu, grădit de timp și neîngrădit de timp. Le ținea predici, se urca pe muntele măslinilor cu ei și la un moment dat ei tot au văzut că Domnul tot încearcă cu picioarele muntele măslinilor. Pentru că ce e muntele măslinilor decât un aerodrom veșnic? Spune cuvântul Dumnezeu că de acolo a plecat muntele măslinilor. Și spune cuvântul Dumnezeu că s-a înălțat la cer de pe muntele măslinilor și n-a plecat, că de aceea a zis cosmodrom, ce aeroport. hai să zicem cosmodrom, să treacă dincolo de nivelul acesta de avioane obișnuite. Pentru care de-a face cu cosmosul, cu universul acesta, Hristos a plecat dincolo de cerul întâi, dincolo de cerul al doilea, Hristos a plecat în cerul al treilea. Și atunci e cosmodrom, să zicem, da? De acolo ne pleacă navele interplanetare, interspațiale. Și a spus Iisus Hristos că, prin Zaharia, vedem din nou profeție, că tot pe muntele măslinilor, și în cartea Apocalipsei v-am explicat că va reveni tot pe muntele măslinilor. Deci, acela e cosmodromul universal al lui Dumnezeu și fantastic. Ucenicii n-au știut, s-au dus seara cu el, dar n-au știut ucenicii că pleacă în ziua aceea. Nu știa că e ultima predică, era ultima îmbrățișare a Domnului, era ultimele cuvinte, era poate ultimul pește mâncat împreună, era ultimul pahar de mus băut împreună. N-au știut! Hristos nu le-a spus, vedeți că plec. Nu! Ținuse predici în care le zice, mă voi duce la Tatăl, vă voi trimite un mângâitor, când voi ajunge acolo sus, mă duc să vă pregătesc un loc. N-a spus timp niciodată, Domnul nostru n-a spus timp, nu mai căutați. Domnul va veni data cu tare, nu. Stop, opriți-vă. N-a zis, pentru că vrea întotdeauna, ca să fim întotdeauna gata, pregătiți. Și spune Sfânta Scriptură că a fost o vreme în care s-a dus în clipa aceea. A zis, ce mai faceți? Bine faceți, nu bine, vă las. Și s-a dus. S-a uitat și nu am mai văzut decât tălpile la picioare. Direct. Există o zi a despărțirii pentru ei. Era o despărțire. Vă este de folos să mă duc. Au rămas, știți cum au rămas? Cum au rămas pruncii noștri în urmă cu 20 de ani, când tații lor s-au urcat în Atlasib și au plecat în Spania la Grecia. Au rămas copiii în pătrlagele, da, se uitau la părinți, la autobuz, cum au plecat. Și tata le spunea, vă este de folos să plec în Spania o 5 ani. Rămâneți cu bunica. Vă este de folos. Dar ce să înțelegi atunci? Ce să înțeleagă ucenicii din acest veste de folos? Adică dintr-o dată pleacă șeful. Dintr-o dată pleacă miezul tuturor lucrurilor. Cel care le aduce mâncarea din ceruri. Cel care merge pe apă. Cel care înviază. Cel care înviază pe alții. Vă este de folos să mă duc. E cel care spune, am legiuni de îngeri să vă pot proteja. Cel care spune, Tatăl este cu mine, în mine. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și pleacă. Vă este de folos să mă duc. Se împlinea Sfânta Scriptură în Psalmul 110, versetul 1, spune, Domnul a zis, Domnului meu, și are cu Domn, cu D mare și acolo. Cum adică, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea. Unul dintre cele mai frumoase promisiuni biblice și profeții biblice din Psalmi. Psalmul 110, versetul 1. Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea. Adică Dumnezeu Tatăl a spus Domnul Iisus Hristos, șez la dreapta mea, și se împlinea 110 cu 1 psalmul acesta. Sau mai citesc Ioan 16 cu 7 din rugăciunea frumoasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Spune cuvântul Dumnezeu aici în 16 cu 7, spune Sfânta Scriptură așa, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, s-a dus. Vi-l voi trimite. Sfârșite lucrarea, pentru că spune două versete mai sus în Ioan 17 cu 4, zice, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Proslăvește-mă cu slavă pe care o aveam înainte de a veni aici pe pământul ăsta mizerabil. Am sfârșit lucrarea, ce frumos să zice. Acum proslăvește-mă cu slava cu care eram înainte. Pentru că îi lipsea slava, îi lipsea gloria, îi lipsea lumina, șechina sfântă. Haideți să vedem care sunt foloasele plecării noastre, Domnului nostru la cer. Că noi am rămas și noi, ca pruncii pe vremuri, cu Atlasibul, cu părinții plecați spre Spania, la Grecia. Vă este de folos să mă duc. Care e folosul nostru astăzi, că Iisus Hristos e în cer și nu umblă prin Beiuș, sau pe Oradea, sau București, în capitală? Este o mare folos pentru că s-a dus la cer, pentru că avem un mare preot care stă la dreapta lui Dumnezeu și care mijlocește pentru noi. Mare preot care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Nu un preot tăcut, ci un preot, mare preot, peste toți, mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. A trăit ca și noi. De aceea poate mijloci pentru noi și ne cunoaște așa de bine. Cum adică? Mă nervez! Zice, tată, Domnul vrea să zică nu și Domnul zice, Tată, știi ce ușor se enervează și de pe pământ. Am fost acolo, Tată. Păi și se enervează imediat, pentru orice. Se enervează pentru că latră câinele, pentru că mi-au una pisica, se enervează pe soție, soția pe soț, țipă unii la alții. Tată, ăștia sunt un pachet de nervi acolo pe pământ. Cum treci de stratosferă și te cobori jos spre cerul întâi și mergi pe iarbă, când ești că e nebunie acolo. Toată lumea țipă unul la altul, repede, toată lumea vrea. Tată, dacă de exemplu sunt deprimat, Tată, îi spune, ce ușor să deprimă oamenii pe pământ. Tată, pe pământ, tu știi, e toamnă și toamnă, apoi să vezi primăvara, când vine peste ei câte o astenie și umblă năuci, știe, ne-a fost cu noi. Suferință, ne-i frică de moarte. Dar și mie mi-a fost Tată. Știți? Zice, dacă poți, depărtează paharul. Ca omul a zis, nu ca Dumnezeu. Depărtează paharul acesta. A trăit ca și noi, ne cunoaște. Dacă furăm o pâine, zice, Tată, știi ce era foamea? Dumnezeu ar zice, nu, hai să-l omor pe ăsta, că e hoț. Dumnezeu, Tată. Dar zice, foame, mi-a fost foame. Mi-a fost sete. E rău să n-ai niciunde dormit, Tată. Vulpile aveau, că le-ai făcut tu. Dar mie, eu depindeam de oameni și oamenii nu mi-au dat o pernă, nici o plapumă. În 1 Ioan 2, 1:2 zice, Ioan copilașilor. El așa vorbea celor din biserică. Așa și erau, să știți. N-aveau minte decât din asta de bebelac, de lapte praf. Și zice, copilașul, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, dacă, mă, cineva, este cineva, dacă cumva a păcătuit cineva, auzi? Dacă a păcătuit, păi toți păcătuim, dacă a păcătuit, nu spune dacă a făcut păcat mic, mai mare, păcat uriaș, nu? Dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, Cel neprihănit, aleluia, slavă Lui. Deci un mare preot care mijlocește pentru noi, că ne cunoaște și care ne poate ajuta din cer la vreme de nevoie. La vreme de nevoie. Nu-i tot una de exemplu ca să ai un frate de-al tău, să spunem, care ești la vreme de nevoie, care să fie coleg de bancă cu tine, da, fratele tău, prieten de-al tău, și prietenul ăla e bun la luptă, la toate celelalte lucruri, sau te ajută, și altfel este, de exemplu, când prietenul acela tău devine din toată președintele României. Poftim. Devine, e președintele României, e primul ministru. Te poate ajuta în vremuri de nevoie. Adică, de jos de pe pământ, nu ne putea ajuta decât pe puțini și limitat. Dar când s-a dus în cer, acolo la tronul lui Dumnezeu, de unde sunt toate lucrurile și unde toate lucrurile sunt nelimitate, ne-a putut ajuta în vreme de nevoie, altfel, Evrei 4:16, să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare. Scaunul Harului nu pe pământ, e acolo sus în cer, da? Ca să căpătăm îndurare și să găsim acolo, ce să găsim? Har în vreme, ca să putem fi ajutați în vreme de nevoie. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului care e acolo sus, ca să căpătăm har, că de asta avem noi nevoie. Nu avem nevoie de pâine destulă, avem pâine destulă, nu avem nevoie de sănătate, că e bună și asta cât ei. Cei mai mulți avem nevoie, toți avem nevoie de Harul Lui Dumnezeu. Pentru că poți să ai sănătatea toată din lume, poți să ai pâinea toată din lume, dacă nu ai Harul Lui Dumnezeu, nu ai nimic. Deci avem un Tată pe marele preot și ceea ce este, zice, frumos. Aici îmi place că spune cuvântul Dumnezeu care... un Dumnezeu care șade la dreapta Tatălui. Marele preot care șade. Dumneavoastră știți că marele preot avea de toate. Avea de toate în templu. Avea de unde să mănânci, avea lighean pentru spălare, avea vătrai pentru foc, avea tot felul de obiecte din acestea. Mai vorbesc de patriarhul Daniel. Marele preot Aron, că e copia de acolo făcută. Nu crezi că au inventat-o rușii sau românii. Nu, așa avea marele păr. Mare așa. Mare. Și cârja și hainele astea toate luate de la evrei. Așa era atunci. Avea de toate haine pe el. Scaun nu aveau. Nicăieri în templu nu exista un scaun pentru marele preot. De ce? Lipsa de scaun însemna un lucru. Niciodată slujba marelui preot nu-i sfârșită. Întotdeauna nu se putea odihni. Că mai păcătuia ba unul, ba altul și nu era nimic. Dar acum, dintr-o dată, pentru că a murit în urmă cu 2000 de ani și a pus scaun în cer, pentru că a zis înainte de a muri, s-a sfârșit. Gata, ispășirea, pentru că dumneavoastră nu sunteți iertați pentru jertfa lui de acum, ci pentru că ați crezut în jertfa lui, care a avut loc în urmă cu 2000 de ani. Acel s-a sfârșit și în care Domnul se odihnește. Deci, acum, de aceea e slavă lui că s-a dus la cer. Că avem pe cineva tare acolo și mare, puternic, care stă lângă Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Al doilea lucru, a fost de folos să se ducă, pentru că avem asigurată prezența Duhului Sfânt. Ce vă ceti eu înainte? Dacă mă duc, vă voi trimite mângâietorul Duhului Dumnezeu. Dacă nu mă duc, nu vi-l voi trimite. Bun, cum urmează asta? Ce vreau să spun aici? Adică în ziua de Rusalia coborâ peste ei, ca semn că a ajuns la cer. Când au fost pruncii mei mici, m-au întrebat, 10 zile i-au trebuit. Zici că pruncii au de face cu spațiu. Păi dacă astăzi s-a înălțat la cer și peste 10 zile au porut salile și s-a coborât Duhul Sfânt, nu are nevoie de zile Domnul nostru. Acum e acolo și aici, era acolo peste 10 zile, nu ni s-a părut așa. Domnul, neavând timp, nu se pare de fel. A trimis Duhul Sfânt. El îl trimite. Așa spune crezul nostru. Și odată ce s-a înălțat de la dreapta lui Dumnezeu, spune Petru, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat în predica de Rusalii. Ce vedeți? Ce vedeți? Și ce auziți? E frumos să vezi și să auzi. Mi-a scris o doamnă din Abu Dhabi, româncă de-a noastră, și spunea, de exemplu, că acolo în Emirate, ea este profesoară de balet clasic și a spus că urmărește știrile noastre și ne-a spus că acolo nu e voie ca să ai apel video, numai audio în țară. Și atunci putem să spunem, interesant să auzi. Vă aduceți aminte de predicile noastre de aici, audio, și încă le mai avem pentru download pe site. Dar acum parcă e mai frumos. Nu acum, că e sala goală, va fi plină. Deci vor fi șepci în aer, va fi bucurie și worship. Toți lac de apă. Ce vedeți, ce auziți, contează foarte mult. Adică, pentru mine, Duhul lui Dumnezeu, când vine, nu este doar să aud, ci să și văd minunea. Am auzit că Duhul Dumnezeu a făcut o lucrare mare. Nu! Eu vreau să văd! Să văd aici, să văd la noi în biserică, să văd în familia mea, să văd pe stradă oameni schimbați de Duhul lui Dumnezeu. A turnat ce vedeți și ce auziți. A auzit, a fost o mare trezire în Uganda, nu mă interesează, cinstit. Vreau o trezire în Beiuș, vreau o trezire în România. Sunt român, înainte de a fi cetățean al planetei. Sunt cetățean român, România aflată pe lângă Albania și foarte aproape de Ucraina și Rusia. Avem cu noi Duhul Sfânt, care este cu noi și în noi. Duhul lui Dumnezeu care are ca scop principal, culmea, frații, parcă nu citesc Vechiul Testament. Vă rog să mă iertați, Samuel de poate cea mai frumoasă definiția botezului cu Duhul Sfânt, mai frumos ca Noul Testament. Zice în 1 Samuel 10:6, Duhul lui Dumnezeu va veni peste tine, vei proroci și vei fi alt om. Asta este frumusețea Duhului lui Dumnezeu. Să devii alt om. Nu ala portocala. Nu-i suficient să profețești. Nu-i suficient să vorbești în alte limbi. Nu-i suficient să intri în levitație. Trebuie să fii alt om. Ăsta e scopul Duhului lui Dumnezeu. Și când Hristos a dus acolo sus, la cer, a trimis Duhul lui Dumnezeu peste noi să facă din noi oameni. alți oameni. Că ăștia nu v-ați săturat așa. Cât v-ați gustat ultima dată? Nu v-ați săturat de propria imagine în oglindă. Nu vă apucă dorul să fiți alții. Văd ceasul acolo în față, 18:45 arată, dar nu știu la câte am început. Iertare românilor. Asta înseamnă să fie Duhul lui Dumnezeu tot timpul cu tine. Să te miște, să te mâie, să te aduie. Să, cum să zice la noi în Bihor, să facă din tine alt om. Peste 10 zile, peste 10 zile, aștept să văd frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Dar nu aștept să vină Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu vine în seara asta din înălțare sau mâine peste tine sau sâmbătă pe la amiaz, după ce ai bătut covoarele afară. Dacă Duhul Sfânt nu vine peste tine atunci, nu-L aștepta la Rusalii. Nu-L aștepta. Pentru că Rusalele sunt o sărbătoare pentru mine, sărbătoare particulară, personală. Apoi o sărbătoare a bisericii. Ce folos că toată lumea are izvorul Duhului Dumnezeunei și din mine nu curge nimic. Știți ce face Duhul Sfânt? Când te iubește Dumnezeu și Dumnezeu te iubește în toată inima, nu te lasă, nu te lasă. V-am spus o dată în biserică mărturia unui șofer de autobuz întors la Dumnezeu printr-o minune, zice. De fapt, nu e o minune. Este o arătare a dragostei lui Dumnezeu. Și omul acesta era șofer pe autobuzele alea mari din Londra. Știți, autobuzele acelea roșii, cu etaj, spaima și bucuria oamenilor care stau la etajul 2, stau să uită așa prin Londra. Și povestea omul acesta că a trebuit să meargă cu un autobuz. El a spus de la bun început că se duce la... nu vrea să audă de Dumnezeu, nu-l interesează lucrul ăsta. Și ca șofer de autobuz a fost închiriat cursa lui să meargă la o întâlnire de evangelizare în Londra a fratelui plecat în veșnicie, Billy Graham. Spunea el, mi-a vorbit omul ăla, dar pe mine nu m-a interesat lucrul ăsta. Și nu m-am pocăit, zicea. 4 ani de zile mai târziu, după evangelizarea asta, m-am mutat împreună cu soția mea în Statele Unite ale Americii. Și spune el, lucram din nou pe autobuz, de data aceasta autobuz mai lung, americanii au lungi, nu cu etaj. Și zice, am fost închiriat într-o seară, au apărut o grămadă de americani nădușiți mâncând hamburger la mine în autobuz și când m-am dus, i-am întrebat unde să duc, o zis că la evangelizare, la Billy Graham. Deci trec din continent, din Europa, mă duc în America, dau din nou de Billy Graham același. Apoi am fost eu la stadion, la Wembley, eu de cam știam predica, zicea el deja. Și mă enerva chestia asta. Și spune acest om, ceea ce m-a năucit, am mai vorbit despre asta în biserică, om serios, au trecut ani, zice, și nu m-am pocăit, și am ascultat și predica cealaltă de la Billy Graham. Și au fost, zice, ani de zile, vreo 10-12 ani, când fata noastră s-a măritat, cum ascultați, în Sydney, în Australia. Și zice, eram singur în America, avea situație financiară bună și a spus, tati, ia-o pe mami și... veniți la noi în Australia, ne-am mutat în Sydney, zice. Mai aveam 6 luni până la pensie, căram autobuzul din ăla, merg încet, eu am fost în Australia. Deci acolo, la 100 km pe oră, simți că nu ai voie să mergi mai departe. În ce cauză? Pentru că autobenzile lor sunt atât de frumoase, au și păduri între ele, între benzi, în Australia. Dar n-ai voie să mergi mai mult de 100, din ce cauză? Ba, trece pe autobandă un urs și să scarbi, nici nu pleacă. Noi a fost, de exemplu, când a fost o bătaie între canguri. Nu, stai acolo până termină de bătut. Era exact în perioada în care se băteau pentru o femelă sau pentru o femeie, nu știu ce era acolo. A fost o bătaie pe cinste, probabil că era adevărată cangurița aia. Și s-au bătut. Asta liniștiți. Nimeni nu merge cu viteză mare, că apar tot felul de animale pe șosea, să nu le prăpădești. El cu autobuz din ăla, iar din nou o grămadă de australieni cu pălării în cap, cu pantaloni scurți, cu ciorapi și bocanci în picioare, cu cămăși, cu carouri. Deci unde vă duceți? Închiriat. Deci la evangelizare. Cine predică? Deja sunteam așa că trebuie. Ce Billy Graham. Deci în clipa aceea am știut că Dumnezeu, mă, nu pot scăpa. 3 continente și același predicator, la care tu ești închiriat de 3 ori cu cursa ta nenorocită să te duci la... Înseamnă că nu cu ei avea Dumnezeu ceva, ci cu mine, cu șoferul. Și mi-am predat viața lui Iisus Hristos și astăzi sunt un om care predic mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o. De eu spun, obișnuitele lucrări ale Harului și a Duhului lui Dumnezeu. Vă este de folos să mă duc, că aveți mare preot acolo sus în cer, aveți Duhul Sfânt și mai este ceva în a 3-lea rând, un mare folos, pentru că Iisus Hristos e plecat sus la cer. Avem ocazia să trăim prin credință. Avem ocazia, țineți, să trăim prin credință. Țineți minte ce a zis Toma. Vreau să văd, să pipe ca să pot crede. La care zice Domnul, auzi, ferice de cei ce nu văd, de cei ce n-au văzut și cred. Ce frumoasă lucrare, ce frumoasă idee. Deci înseamnă că într-un fel Biblia zice că eu sunt mai deștept spiritual decât Toma. Pentru că trebuie mai mare deșteptăciune spirituală și mai mare har să nu vezi și să crezi, decât să vezi să crezi. Mă, păi normal că l-aș vedea pe Domnul Iisus Hristos cum bate apa cu picioarele deasupra, cum coboară pâinile, cum tot scoate din coș și pești și pâini și nu se mai sfârșesc. Ce ușor e să crezi. Îl vezi pe mumia aia de Lazar, cu carne numai în filmele alea, clipul cu Michael Jackson. Când venea așa, tot numai atârând carne pe el. Lazar, ieși afară. Indiana Jones. Te dai, ușor să vezi și să crezi. Dar noi avem mare oportunitate de a nu vedea și a crede. Aveam noi o cântare, parcă ah, de-ai vea, nu mai știu. Dar versurile erau așa. Ah, de-ai vea tu, a crede, de-a minuni mari ai vedea. Era incredibilă ideea aceasta. Deci de-ai vrea tu a crede minuni mari ai vedea. Pentru că asta e premiul și răsplata credinței. Să vezi, să vezi. Ferice de cine n-a văzut și a crezut. Atunci, de ce zic eu că e mai ferice de noi decât de Toma? Pentru că el o trebuie să-și ascute ochii fizici. Tomo, zice Iisus, adă degetul aici, vino să vezi, vino, apleacă-te. Știți cum se uită în Caravaggio? Aia e privirea lui Toma, să știți. Caravaggio reușește să zugrăvească, nu neapărat pentru că mâna, degetul murdar, unghiile alea murdare, băgate în rana lui Iisus Hristos, ci ochii, dacă ați văzut. Mai uitați-vă în seara asta, nu acum. Deci, uitați-vă în seara asta și să vedeți Caravaggio, Iisus Hristos cu Toma, da? Deci Toma, ca un orbete, se uită până acolo, ca să vadă. Dar mie nu mi s-a ascut ochii ăștia. Mie mi s-a ascut ochii credinței. Aia trebuie să fie puternici. Pentru că cele mai multe lucruri nu sunt în lumea vizibilă, ci în lumea invizibilă. Și dacă dumneavoastră v-ați ruga înaintea lui Dumnezeu, dar noi ne rugăm mereu, Doamne, nu mă lăsa să am ochelari. Deci asta e marea noastră problemă. Deci în momentul în care ai ochelari e o problemă incredibilă, de grea. Voi ar trebui să ziceți, Doamne, nu ochi fizici, te rog să ai grijă să-mi dai buni, ci ochi spirituali, să văd dincolo, să văd lupta spirituală, să văd lucrurile spirituale care se întâmplă în jurul meu. Noi avem ocazia să trăim prin credință. Adică avem un Domn plecat, avem un Tată plecat și până atunci. Cum este asta? Nu vei ști niciodată ce copil poate ai decât atunci când pleacă în internat la Cluj, când e departe de tine. Pentru că abia atunci, în singurătate și când ochii tatălui nu-l văd, atunci își dovedește adevăratul caracter. Atunci când săgeata, copiii sunt ca o săgeată în mâna arcașului, atunci când săgeata pleacă, îți dai seama ce prunci ai avut. Când el e liber, când poate să se apuce de băuturi, de femei, de țigări, de droguri, de ce vreți dumneavoastră, liber și neîncătușat, că tu nu mai ești acolo să-l vezi. E tare greu să trăiești cu mama și cu tata acasă. Dar cel mai greu este să trăiești fără ei. Liber. Și totuși să rămâi și să știi că tata te vede. Mă, nu fac asta. Ochii tatălui mă văd și la Cluj. E fain să trăiești cu Dumnezeu lângă tine. E atât de greu ca să trăiești cu Dumnezeu sus în ceruri și tu jos pe pământ. Asta este. De aceea vom fi mai recompensați decât cei care l-au văzut. De aceea vom fi mai recompensați, pentru că noi am crezut în ceva ce n-am văzut. Ei au crezut în ceva ce au văzut. Noi să credeți că lui Petru i-a trebuit mare credință? Acum să gândim cinstit. Când tu îl vezi pe Hristos făcând așa, Matei! Sau cu oricare! Zaharia! Lazar! Credeți că mai a avut nevoie de multă credință după ce umblau viermii prin el? Nu! Era Hristos acolo cu ei! Dar ce credință ni se cere nouă? Bun, și atunci ce răsplată vom avea noi? Tu, normal, tu vei avea o răsplată mai mare decât Lazar. Oricare dintre noi care ascultă predica asta și crede în Hristos și va fi mântuit, va avea răsplată mai mare decât Lazar. Mai mare decât Maria, decât Marta. Că nu e greu ca să faci sandwich-uri când Hristos e lângă tine. Că știi că îți răsplătește, că se uită acolo 12 sandwich-uri, 15 cu cât o furat Iuda. Fiecare are acolo. Dar e greu atunci ca să dai știind că lui Hristos îi dai. Te gândești, nu? De aceea răsplata dărniciei tale e mai mare acum. De aceea răsplata lucrărilor pe care le faci pentru Domnul. Că nu e acolo să zică, bravo, ce lucrare ați făcut. Ne-am adunat marți seara. Asta se numesc mărturisiri publice. Ne-am adunat marți seara bărbații, câțiva bărbați, aici la biserică să discutăm ce avem de făcut. A fost aproape 100 de bărbați. O încercat soarele să distrugă, adică furtuna, să distrugă unitatea noastră. Nu ne-a lăsat. 5 minute a turnat ca din găleată, gata. Mă așteptam să-l văd pe noi cu corabia pe aici. Nu a fost. După ce a apărut un curcubeu, eram toți pe parcare. 100 de bărbați. Treceau mașinile pe lângă noi, nu știau ce fac. Normal, e când au întâlniri din astea publice. Așteaptă să vadă și câte o femeie. Nimic. Nimic. Gilet pur bărbătesc era. Și ne-am dus și ne-am rugat pe parcare, acolo unde vor fi așezate baptistierele, ne-am rugat unde va fi așezată scena. Și am început să cântăm. Deci ce voci am descoperit, ce cor bărbătesc. Până atunci când au cântat în biserică, parcă erau fetele de la Căpâlna, ale care, știți, ne cunoașteți după straie. Da, acum cor bărbătesc, adevărat, pe parcare. Și curcubeul deasupra noastră. Simțeam binecuvântarea lui Dumnezeu coborându-se peste noi. Și am fost atât de mândri de faptul că am putut să stăm pe parcare și să vorbim despre minunile care Dumnezeu le va face cu biserica noastră. Aleluia! Ni s-a dat ocazia trăirii prin credință. V-am povestit toată despre copilul ăla și mama a primit veste că a dispărut în misiune și era femeie tânără și copilul era 3 ani. Ce se spune? Tatăl a plecat într-o călătorie mare și se va întoarce greu. Și a pus mama fotografia tatălui acolo pe masă și copilul așa a crescut. 5 ani de zile mereu știa că tatălui e acolo. Și într-o zi, copilul se uita pe geam și zice, la un moment dat, mami zice, tati o ieși din fotografie. Se uita pe geam și a văzut că vine tatălui. A fost dat dispărut și pe aceea omul a avut viață, s-a întors înapoi acasă, prizonier fiind, fusese, și a venit acasă. Și copilul a știut care o fotografie. Și apoi dintr-o dată o anunța cu bucurie mamei, tati o ieși din fotografie. Într-o zi și Domnul nostru va ieși din fotografia imaginației noastre, cum ne l-am imaginat fiecare dintre noi. Cum și într-o zi va ieși afară. Eu mi l-am imaginat că e tot ce se poate vedea și cunoaște și necunoaște în lumea aceasta, dar să știți că într-un fel sau într-altul mi-a rămas întipărită ideea lui Iisus Hristos, așa cum o aveam în ceea ce mama punea pe pereți. Veneau căruțe cu moți la noi în sat și tăiau sticlă și rame puneau la niște reproduceri italiene cu Domnul Iisus stând pe o piatră în grădina Ghețimani. Pe Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii predicând din barcă, cu degetul, niciodată, cu degetul îndreptat spre ceva anume. Și mă uitam și avea părul lung până aici și avea barbă. Și am zis, când voi fi mare și eu mă să-mi las barbă. Visul meu atunci a fost, să ajung mare să-mi pot lăsa barbă. Am vrut să-l las și plete, tata nu a fost de acord. Nici cu barba nu a fost de acord. După aceea cu pletele și cu barba nu a fost de acord nici frații. După aceea și gata a fost. Pe aia nu mai tot vrei să-ți lași plete că n-ai cu ce. Și mi-l imaginez așa. Aici intră în cap, greu iese. Vreau să vă spun în această seară, avem un Dumnezeu mare care va ieși din fotografie în curând, doar în ochii celora care au avut ochi spiritual, la ochii aceia spirituali. Aveți ocazia trăirii prin credință. Iisus e cu noi în fiecare clipă, chiar dacă nu-L vedeți. Prilej de bucurie și de responsabilitate. Vai de noi când păcătuim, când ne vede. Amin. Și închei în seara asta zicându-vă că avem și garanția și modelul înălțării noastre. Vă este de folos să mă duc. N-am ști cum am plecat la cer, n-am ști cum ar trebui să plecăm la cer. Exact cum a plecat El. Așa se va întoarce și așa vom pleca și noi. Toți de aici. Adă, Doamne, ziua aceea. Sus. Și vom pleca. Zicea cineva și-o luat rămas bun. Așa și așa. Așa și așa și-o luat rămas bun. Pentru că nici noi nu vom apuca să ne luăm rămas bun. În Filipeni spune, dar cetățenia noastră este în ceruri. Bun, și la ce mă duc acolo? Ioan 14. Vă este de folos să mă duc, că mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Deci ești cetățean. Ați auzit povești cu români în care li s-a spus că se vor duce în străinătate și vor avea toate celelalte de lucruri și până la urmă i-au cărat și nu mai fost nimic, nici de lucru, nici casă, nici masă, nici apartament. Ați auzit povești? Da, 100%. Eu știu povești mai rele. Când am întâlnit aici niște negri pe dealul Bitiului sau ce erau, niște etiopieni și știau să zică Ioreghel. Ce-i cu voi? El au zis că sunt în Ungaria. Nu sunteți în Ungaria. O trebuie să ajungă în Ungaria, numai călăuzele au trecut dealul Bitiului și au zis Ungaria în față. Nu mă, în față zbrătești-o. Nu i-a știut un ungur acolo. Rău e să te mintă cineva. Rău. Să spună, vezi că țara aceasta e a ta, ești liber aici și nu. Vreau să vă spun în această seară că noi avem un loc pregătit acolo sus. Vi l-am explicat și n-am auzit comentarii când am zis că la bloc veți locui. Toată lumea a fost mulțumită. Mai ales au zis că au atâtea hectare de bloc și de toate celelalte lucruri. Au zis, mobilăm-ne cu ceva casa aceasta. Și El, Iisus Hristos, va schimba trupul stării noastre smerite și va face asemenea trupului slavei sale. Așa. Și vreau să închei spunându-vă că un copil odată a venit să se boteze. Ce trebuie să facem noi până vine el? Închei cu o povestioară. Un copil trebuie să se boteze și a zis: Domnule, eu nu vreau să mă botez în baptistier. Mai avem și noi din ăștia. Nu vrei în baptistier, nu? Las că punem hidrantul pe tine. Sau ce vrea, dacă vrea râu, râu. Mai aici, după cum e de curate râurile, Crișul Negru, n-ai treabă nici cu piele vreo 2 săptămâni, până îți crește alta. O zis, eu nu vreau să mă botez decât în râu. Și nu vreau să fie toată biserica de față, decât un prieten al meu. Nu că mi-e rușine, dar asta vreau eu să fie, exact cum a fost Iisus Hristos cu Ioan Botezătorul. Vreau să fiu cu prietenii al meu, tu, pastore, să vii să mă botez ca pe Iisus, în Iordan, în Iordanul nostru, cu un prieten lângă mine și tu să mă botezi. Și pastorul sigur că l-a întrebat, în fața acestui nor de martori, păi zice, cum o să fii atunci recunoscut de biserică? Exact cum te boteză la Beiuș, cum o să fii recunoscut de biserică? Asta e mare problemă. Cum o să fii recunoscut de biserică? La care băiatul zis, pentru că dacă tu te botezi în Criș, te aduc aici, te văd ăștia la cină și tu. Băi, nu iud asta, nu. Zice, o să fiu recunoscut de biserică după viața pe care o să o duc. Punct. Așa o să fie recunoscuți, demni de a merge acolo sus în cer, după viața pe care o să o duceți. De aceea vă doresc să aveți parte de o viață frumoasă cu Domnul. Vă este de folos să mă duc, recapitulăm. Pentru că avem un mare preot acolo sus în ceruri, de aia slavă lui că s-a dus. 2. Avem o garanție mare că vom putea trăi prin credință, asta e lucru mare, da, să vedem. Avem după aceea un model pe care fiecare dintre noi putem să-l urmăm împreună, pentru că știm că avem Duhul lui Dumnezeu, că a plecat să trimită Duhul Sfânt peste noi. Și avem după aceea garanția că dacă e acolo sus avem un loc pregătit și avem un model, cum a plecat El la cer, vom pleca și noi. Și Hristos, când a zis că ne duce la cer, nu ne va lăsa pe dealul bitiului. Și nu ne va spune, vedeți că acolo e cerul. Nici într-un caz. Ci ne va duce până la cer. El se ține de cuvânt. Domnul nostru se ține de cuvânt. Eu cred că e vremea muncii. Eu cred că vremea e a muncii. Chiar vreau să mă gândeam la o chestie interesantă zilele acestea. Ne-am adunat frații și am hotărât că trebuie să muncim ceva. Sâmbătă am zis că sâmbătă ne gândim, organizăm și vedem cum va fi. Și am hotărât să facem o anumită lucrare, dar să ne gândim sâmbătă. Și ce înseamnă să se gândească bărbații? Vreo 8 ore. Cam așa, de gândit. Mai bem o cafea, mai un fructi fresh. 8 ore. Gândim încet. Știți ce fain? Faptul că a doua zi de dimineață, după ce am avut noi ședința marți, miercuri dimineață, deja au venit-o câțiva și-o terminat lucru. Dar ce a fost cel mai fain a fost faptul că azi au venit câțiva și-o zis, noi sâmbătă ne întâlnim să gândim. Bine. Ce frumos e. Bine, noi ne putem întâlni să gândim cât vrem. Dar e vremea să acționăm. Eu știu că te gândești, mă, trebuie să mă pocăiesc și eu. Dacă tot faci pe planuri din astea multe, mă căsătoresc, să fiu eu împreună cu casa mea să slujesc Domnului. Depinde cu cine te căsătorești. Că s-ar putea ca în loc de rai să ai hell. Băutură energizantă. Depinde. Aștept să fiu mai bătrână. Și ce vrei să-i dai la Domnul Iisus Hristos? În Parkinson? Alzheimer? Nu știi unde e ușa de la baie, confuz cu camara? Ce aștepți? Pe copiii noștri am înțeles. Bă, vrem și noi o lecuță să vedem cum e în lume. Să gustăm o leacă din ea. o să guste probabil mulți dintre ei până o să moară. Tot gustând o să moară. Pentru că lumea șmecheră îți dă puțin la început, primele droguri sunt ieftine, țigările sunt de obicei gratis. Asta va fi. Lumea cere totul înapoi după aceea. Acum când Domnul vine în curând, nu îți mai permite să aștepți mult. Haideți să ne ridicăm inimile și să ne rugăm Domnului. Îți mulțumim că te-ai dus, pentru că avem mare preot, pentru că avem Duh Sfânt, pentru că avem mare ocazie să trăim prin credință și mai ales avem garanția că într-o zi vom pleca și noi de pe pământul ăsta și vom fi totdeauna cu tine. Ne rugăm împreună toți. Ce mare ești tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îți cânt. Ce mare ești tu, dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Căci dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Ce mare tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îți cânt. Ce mare ești tu, căci dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Căci dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Ce mare ești tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești, ce mare ești tu, mare, mare, și bunătatea ta mă umple atunci când îți cânt. Ce mare ești tu, ești atât de mare că nu te încap cerurile. Și îți mulțumim că ești atât de mare și te-ai plecat spre noi atât de mici. Mulțumesc pentru seara aceasta în care ne-ai învățat că e de folos să fii plecat la cer. De aceea nu stăm cu ochii în soare, ci cu ochii spirituali îndreptați spre tine, mulțumind că avem un mare preot sus în cer, că avem Duhul lui Dumnezeu trimis peste noi, în noi, cu noi, că avem marea bucurie a trăirii prin credință și avem un model superb de înălțare și de asigurare. Îți mulțumim, Tată, pentru seara asta, pentru slujitori și pentru toți aceia care au fost împreună cu noi în mediul online, și mă rog toate, pe toți să-i binecuvintez, pe toți românii noștri. Mulțumim, Tată din ceruri. Mulțumim, slavă ție, Doamne, pentru toate. În veci de veci și numele Tău să fie lăudat. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Dragilor, ne vedem duminică dimineața de la 10, duminică după masă de la orele 17. Dumnezeu să binecuvinteze România oriunde s-ar afla. Seară frumoasă!